Ana, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de fitness din Sibiu. Povestește-ne puțin de unde a pornit pasiunea pentru sport. Bună, Magda! În primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Pasiunea mea pentru sport a început de la o vârstă destul de mică, de când aveam 11 ani și am fost selectată în echipa de basket a școlii. Și am continuat cu sportul de performanță până spre vârsta de 18 ani, când am avut o accidentare, după care am rămas în continuare în mediul sportului, lucrând în masaj terapeutic sportiv, lucrând în recuperare sportivă și în momentul de față activând ca și antrenor personal la Centro Aria. Dacă nu ar fi fost sportul, în ce alt domeniu te-ar vedea lucrând? Sunt două domenii care mă pasionează foarte tare. Unul dintre ele ar fi psihologia și tot ce înseamnă ramura asta terapeutică, limbajul corpului, inteligența emoțională. Mă fascinează foarte tare comportamentul oamenilor. Iar un alt domeniu care mă fascinează este aviația. Cum aviația? Înainte de pandemie am avut ocazia să am un interviu cu una dintre cele mai mari companii aeriene în Dubai, cu Emirates. A fost o pură întâmplare, nu a fost vreun vis de-al meu. Am trecut toate interviurile, am ajuns în Dubai, am terminat trainingul și chiar înainte să zbor, din păcate, a venit pandemia. Dar a fost experiența vieții mele până acum. Atât de tare m-a dezvoltat și m-a maturizat experiența asta, încât mă fascinează în continuare și ăsta ar fi un domeniu în care aș vrea să practic dacă nu aș fi antrenor. Crezi că trebuie să aibă un antrenor de fitness? Consider că un antrenor trebuie să-și cunoască foarte bine domeniul, trebuie să fie dispus să investească timp și energie în educație, să se educe constant, pentru că, după cum bine vedem, tot timpul trendurile se schimbă și trebuie să fim updated, ca să zic așa. Consider că trebuie să fie un bun ascultător, un bun comunicator și să-și cunoască foarte bine oamenii cu care lucrează. Ce părere ai despre tutorialele de pe YouTube? Consider că oamenii, mai ales începătorii, persoanele care n-au avut contact cu sportul de performanță sau nu au avut în anturajul lor persoane care să practice sport și să cunoască anatomie, biomecanică, ar trebui să-și ia un antrenor, mai ales în primele luni. E foarte important să lucrezi corect, pentru că altfel îți pui sănătatea în pericol și de aici ajungi la recuperare, N-are sens să-ți pui sănătatea în pericol. Poți să faci tutoriale de pe YouTube în momentul în care stăpânești foarte bine tehnica și exercițiile. Cum te motivezi în zilele în care nu ai chef să faci sport? Să știi că sunt multe zile în care nu am chef să fac sport și de-a lungul timpului am înțeles că nu neapărat motivația e ceea ce mă împinge de la spate, și e mai mult vorba despre disciplină, despre respectul față de propria persoană și multă consecvență. Ce crezi că e cel mai greu în domeniul ăsta? Paradoxal, deși iubesc să lucrez cu oamenii, cel mai greu e să lucrez cu oamenii. E greu să îi faci pe oameni să înțeleagă că fiecare organism și fiecare metabolism reacționează diferit și că ceea ce poate funcționează la mine nu funcționează la persoana din fața mea. Și oamenii trebuie educați în sensul ăsta și trebuie să ai foarte multă răbdare. Iar pentru noi, ca și antrenori personali, cred că este foarte greu să învățăm să acceptăm că nu toată lumea ne place pe noi și că nu toată lumea o să lucreze cu noi, ceea ce este foarte bine pentru că piața este tot mai vastă și lumea are de unde alege.